Maria, nu vrem să ne jucăm de Amotanu și pisica? Maria! Maria! Ce faci, Maria? Lăsați-mă, vă rog, dar ce pe mașă ți-a luat pe tine? Lăsați-mă 5 minute. Dar de ce vreau să stau singură 5 nu, minute, pot? Trebuie să te ducem înăuntru. Nu, vreau să te ducem înăuntru. Suntem chemați aici să... Noi știi bine că suntem oameni de la pază, trebuie să te ducem înăuntru. Dar nu mai plânge. Maria, ia slipi pe tine și hai în emisiune. Că tu nu ești obișnuită să plângi la TV. Da. Hai în emisiune. Bagă costumul ăla de baie ăla bun de duminică. E închis acolo. Oh, oh, unde? Ce e? Unde te-a dus, mă? Aici înăuntru. Mărie și mărioară, ia cam așa, dă-mi o spală. Hai, salut, Maria, vine! Hai, Maria. Tu dă-mână, dă-mână, ca să nu dea cu picioarele. A, nu, că nu știu ce că trag de-aia. Vin, bă, ei, eu pot să trag, hai. Vin, hai, Maria. Vin, hai, lasă-ne cu astea, că vin, că nu suntem noi. Dar vin acum, mă desprag de asta și vin. Păi, hai. Hai, că vin. Aștept nu, că minte, hai, decât așteptăm acolo, nu! Vreau să mă încalc. Bine, hai. Dar ce, miros picioarele? Deci, Marinescu, în ultima perioadă, parcă nu ești sincer. De ce spun asta? Fii atent. Când ai intrat în casa fetelor acum, de exemplu, ai zis ceva de pantof, îi spuneai Alexandrei, te-am întrebat, ai spus că nu e vorba de niciun pantof. Acum, vorbeai cu Amira, când te întreb, nu vrei să spui. Nu mi se pare corect față de cei de acasă. Poate tu vorbești cu susținătorii tăi de pe grupuri, dar avem un public larg și ai și oameni care nu se pricep la online. Uite ca mine, de exemplu. Și oamenii vor să știe ce se întâmplă. Domnișoara Cristina, nu ascund absolut nimic, adică nu știu despre ce este vorba și într-adevăr nu știam ce relație are Amira cu Maria. Este prima oară când aud și eu ca fiecare dintre colegii mei treaba aceasta și am venit lângă ea să întreb, băi, chiar despre asta era vorba și mi-a zis Amira că da. Dar mai departe nu știu. Ai, Adriano, lasă-mă că... De ce, ce? Auzi, da, de ce n-ai lăsat-o pe Maria să spună în momentul în care încerca să ne povestească? Pentru că așa cum ești tu interesat și publicul este interesat. Tu trebuia să o lași să vorbească. Dacă tu ești curios, nu e normal să fie și cei de acasă? Mai curioși. O cunosc pe Maria, domnișoara Cristina, și știu că recurge la niște gesturi extreme, să zic așa, că nu este cazul. Și tocmai de asta am încercat să stopez și am mai încercat de foarte multe ori să o liniștesc. Să o domolești și nu s-a reușit. Face treaba asta. Dacă nici eu n-am reușit, nici Amira, înseamnă că nu poate nimeni. Păi poate Ronaldo, că săracul astăzi nu prea... Hai că poate, nu. Ronaldo, ești bine? Da, domnișoara Cristina. Da? Sunt calm, relaxat. Te uimește și pe tine faptul că ești pe cadru. Da. Da. Că nu aveam motiv, nu m-am luat de nimeni, nu vorbesc. Păi stai puțin, nu trebuie să te iei de cineva ca să fii pe cadru. De exemplu, aia a făcut-o... Nu, legat de cuplul ăsta. Am înțeles, da. De exemplu, tu astăzi ai făcut o afirmație și ai spus că vrei să te îndrepți către o fată care nu-i Maria. Spune-mi și mie despre cine este vorba. Da, domnișoara Cristina, vreau să păstrez secret pentru că lumea mă va critica și nu vreau să spun. Să fie Amira și de aceea să se fie... Lăsăm timpul să decidă. Ce faceți mai acolo? Vine acum. Pădruț, stai grijă că-i placa mea. Doamne ferește. Îți mulși părul. Da, gata, potoliți-vă! Domnișoara Cristina! Da. Tare și vreau să-l angajez acolo dacă are dorințe de viitor. Stai cu minte, voi, că... Eu zic să veniți aici, că am o surpriză pentru voi! Ia! Galben! Am crezut că ați uitat de mie. Nu, nu, hai! Abici. N-am uitat de niciunul dintre voi. Dar Maria nu mai vine! O iau și pe Mariana! Mariana! Să fii tu fata spre care vrea să se îndrepte Ronaldo? O! A venit Maria! Trăiască! Nu. Bravo, băieți, ați reușit să o aduceți pe Maria. Ați văzut? Maria, ești bine? Da. Ești ok? Da. Cozonac. Auzi, Maria? Da. Alex! Ești ok? Da. N-ai microfon, Maria. Da, domnișoara Cristina, sunt bine. Bine. Nu vrei să mergi să-ți iei microfonul, te rog? Nu mai pui pe Maria. Mulțumesc. Bun. Da, deci, Amira, să fii tu oare fata spre care vrea să se îndrepte Ronaldo? Nu cred. Te întreb că mă gândesc că poate are legătură cu supărarea Mariei. Nu, 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 nu. Niciun caz. Nu.
Mm-hmm. Da. O să aflăm pe parcurs dacă într-adevăr s-a reorientat Ronaldo. Nu este niciuna domnișoara Cristina, glumeam. Glumeam cu fetele acolo. Gata, potoliți-vă. Zi, te rog. Glumeam cu fetele acolo, nu este nicio fată. Nu. Bine. Te teamă să nu spună Codruț că ți-a mai dat încă o fată cu plit? Mi-e teamă să nu fiu rănit, domnișoara Cristina, pentru că eu am niște sentimente foarte puternice și inteligența mea emoțională este foarte dezvoltată și nu pot să o... Ia uitați-l pe Alexandru ce își dă ochii peste cap. Domnișoara Cristina, Ronaldo. Păi deja s-a luat după Codruț și nu și-a mai făcut freza pe care și-o făcea de obicei când i-au spus fetele că îi stă bine. Pentru el mai mult a contat părerea lui Codruț decât părerea fetelor și și-a lăsat părul. Păi și tu părul, bagă placa asta în frizeră. Și a făcut părul pe care... Domnișoara Cristina, știți de ce am făcut chestia asta? Pentru că bănuiesc că tot timpul Codruț ascultă de Alexandra și bănuiesc că a fost intenția ei să-i spună chestia asta. Să-i spună, vezi că nu-i mai stă bine așa, poate altceva. Bună asta, bravo! A, și tu vrei să impresionezi pe Alexandra? Nu știu, vreau să-i las o impresie bună, că am văzut că nu vrea să mă salute și eu totuși încerc să salut cu am bun. Și tot nu te-a salutat. Nu, dar eu totuși o să insist când am bun simț și o să salut. Dacă acolo n-ai loc, mai repede bagă asta în priză la Adidas. Ia zi, Alexandra, de ce nu-l saluți? Da, Cristina, este un joc pe care îl fac cu majoritatea concurenților din casă. Când vin să dea palma... Dacă și eu fac joc, am tăcut toată ziua asta. Nu este ca și cum fac doar cu el lucrurile astea. Și cu Alex am făcut asta, și cu Radu, și cu majoritatea. Ai o tactică. Și ne simțim apreciați. De ce ești tu atât de deranjat că nu te salută Alexandra? Nu, sunt deranjat așa, Cristina. Mă salută, dacă nu mă salută, îi treabă, băi, eu tot în timpul ăla. Uite, acum asemăn cu tine. Îți mai trebuie cât... Of, ce-ți mai place mai mânțărea. Câteva... Da. Marinescu, îți plăceau pastele cu ton? Erau preferatele tale? Da, de ce? Am descoperit că ai o pasiune comună cu Amira. Tocmai și-a comandat paste cu ton. Nu, am fost că am uitat să-i spun fără sos, că nu mănânc cu sos. Ai spus și fără sos, mi-au zis mie colegi. Da, bun. Da. Mă bucur că aveți gusturi comune. Da. Măi, Andrei, deci Andrei, am intrat în emisie și Andrei efectiv zâmbește de fiecare dată când se întâmplă cât un lucru mai ne la locul lui în cuplul Maria Marinescu. Domnișoara Cristiana, nu ai pus să iau în serios, pe mine orice fac ei mă bufnește râsul. Sincer, asistăm la lucrurile astea, de, nu cum a spus dumneavoastră, de o săptămână că plânge. Plânge de vreo 4 luni, domnișoara Cristina Maria, zi de zi, și eu nu mai pot să iau nici în serios, nu mai cred nimic din tot ce fac ei. Păi și nu ți-e milă de ea când o vezi așa? Domnișoara Cristina, nu mai mi-e milă când dacă mie ca om nu mi-e milă de mine, de ce să aștept să le fie altora milă? Dacă era milă de ea, domnișoara Cristina, nu e prima oară când trece prin așa ceva, punea punct de mult, adică te-ai iars o dată, de 2, de 3, de 4, de 5, de 4 luni în fiecare zi, domnișoara Cristina, te saturi, adică îți place. Dacă îți place, fă-o în continuare. Să deschidem această cutiuță care așteaptă de ceva timp să fie deschisă. Doi dintre concurenți vor fi sancționați cu câte un cartonaș galben. A venit un moment foarte important. Și anume să deschidem această cutiuță care așteaptă de ceva timp să fie deschisă. Dragi concurenți, cu toții știm că după aproape un an de competiție este din ce în ce mai greu să respectați regulile. Din păcate, în ultima perioadă, unii dintre voi au încălcat regulile în diverse moduri. Doi dintre concurenți, Codruț și Adriana. Au întrecut măsura prin Adriana! Prisma... A, da. Da, ascultă, că e un mesaj vechi. Știți despre ce este vorba, probabil. Nu, că i-am înțeles gen de încălcatul regulii. Da, și... Codruț cu... Doi dintre concurenți, Codruț și Adriana, au întrecut măsura prin prisma conflictelor pe care le-au avut cu Andrei, respectiv Adelina.
În urma acestor fapte, cei doi, Adriana și Codruț, vor fi sancționați cu câte un cartonaș galben. Tot în ceea ce privește regulile, noi știm că vă este dificil să vă abateți de la întâlniri între fete și băieți, în afara orelor de filmare. Iar unii dintre voi nu au rezistat în fața tentației. Deși noi am dat dovadă de bunăvoință și v-am oferit ocazia să îi vizitați pe cei dragi, ba chiar v-am organizat câteva activități împreună, unii dintre voi nu au apreciat aceste avantaje. Vă aducem la cunoștință că în cazul în care vor mai exista astfel de abateri, veți suporta consecințele și veți fi sancționați. Vă amintim că greul abia acum începe și doar cei puternici vor face față. Mult succes tuturor! Sper că ați înțeles ce era de înțeles. Prin urmare, Adriana și Codruț, aveți, nu veni să-l iei, lasă-l, că nu-ți trebuie la nimic. O să aveți grijă pe viitor, sper, pentru că altfel nu vă este bine tot vouă și e păcat. Spuneam că am o surpriză. Am o surpriză pentru toți concurenții. Pentru că cineva a venit să vă viziteze. O să rog pe colegul meu Husein să vină cu surpriza pentru voi. Bună ziua, bună, bună ziua! Îndrăzniți fetelor! La noi este foarte greu cu ușile. E foarte greu, e cam... Se ocupă băieții de aici din casă. Bună! Uite, am găsit. Să vedem pe unde vă fac și vouă loc concurenții. Măi, au venit două fete în casă, ridicați-vă, cedați-le locul. Unde vreți voi? Ne pune la masă, gata. Sunteți uimiți de frumusețea lor. Pe Andra eu deja o știu, pe Andreea o cunosc acum, da? Ești extrem de frumoasă. Mulțumesc, la fel, e superbă. Fetele cochetele! Ce faceți? A căzut și cameramanul! A căzut cameramanul! Asta, da! Da. E ok, frate? Ok? Radule, tu în loc să te uiți după fete, te uiți după domnul operator. Ce ați adus așa cu femei? Da, frumoase fetele. Vă era dor de Istanbul? Da, rău, rău. Chiar foarte dor. Dar de casa, puterea dragostei. Da. Da, și mie mi-a fost tare. Păi de aceea am fi venit să vă vizităm. Am venit să vizităm și pe tine, și pe Husein, și stafful, și... De ce nu și băieții să-i cunoaștem? Păi, pe cei noi. Ați plecat de aici din casă când ați fost concurente cu iubiții la braț. Da. Și ne-am întors noi la fel singure în casă. La fel ca și când am intrat. Exact. Tot singure am intrat. Ne-am întors singure. E bine așa. Știu că nu te oprești aici, Radu. Sunt niște fete extrem de frumoase în casă și o să ai timp să vorbești cu ele. Acum vreau să știu ce planuri au de viitor, pentru că Andra, de exemplu, mi-a scris pe Instagram și mi-a zis că... Zi! Că peste 3 săptămâni, cam așa, luna viitoare, am să particip la o emisiune în Italia, dar nu pot să dau foarte multe detalii, pentru că știi că suntem în domeniu și nu putem intra în detalii, dar o să fie ceva de genul. Și abia aștept. O să fie o nouă experiență, oameni noi, internațională, bineînțeles, mult rating. Doamne, și ne ajută să mă, nu știu, să mă voteze lumea de acasă. Cu siguranță am nevoie de toți susținătorii pe care i-am avut. Acum ai experiență. O să-ți fie mult mai ușor, nu vei mai avea emoții. Cu siguranță cariera ta va crește și mai mult. Da. Dea, despre tine nu știu foarte multe, dar mi-aș dori să aflu. E pentru prima dată când te văd. Ce planuri de viitor ai? O iau cu mine. Mergeți împreună la acea emisiune? Nu, dar vreau să o iau, știi că eu vreau să fac cu mine. Păi dacă am fost aici de 16 ani împreună, gata, tu vii cu mine, forțată. Foarte bine. Da, avem și o afacere care este în desfășurare, încă nu am vorbit despre. Da. Și nu știu, acum o să văd dacă o să merg și eu în Italia, pentru că acolo am crescut amândouă și știm limba italiană, este destul de ușor pentru noi. Încă nu știu, las pe ea să fie prima, la fel cum am făcut și aici. Și ca să puterea dragoste, am intrat eu, am zis, bă, e ok, teritoriu, haide. Da, să testeze teritoriu și după o să vedem. Voi ați avut vreo perioadă în care n-ați fost prietene? Nu. Nu, gen, care n-a... Am avut o perioadă în care nu prea am vorbit, pentru că era într-o relație, eu la fel, și vorbeam o dată la 2-3 săptămâni, dar să nu fim prietene, să nu vorbim niciodată, nu ne-am citat niciodată. Foarte frumos. Chiar nu. În 16 ani chiar nu. 16 ani de prietenie, da. Da. Luați exemplu, pentru că, uite, se construiesc cariere după ce ieșiți de aici,
se construiește viitorul și se câștigă multă experiență și maturitate. Dar eu... n-am pariat. Fiți atente ce vă propun, fetelor. N-aș vrea să pariez. Îi las să vă întrebe și ei câte ceva, că sunt curioși. Acum, dacă vă place vreunul dintre ei, mie îmi spuneți. Și văd eu ce și cum. Curând le dau și fetelor mesaj pe televizor ca să vină și ele aici. Andrei este singur, s-a despărțit de aia în caz că vă întrebați. De fapt, mai avem un singur cuplu. El este singurul băiat care formează. Deci cu el nu vorbim, dacă are cuplu. Exact, păi de aceea. Da, Codruț, el poate să iasă dacă e. Da. Iar ceilalți băieți... O să mă duc dincolo. Da, nu, stai acolo, că stai bine. Ca să vezi că nu calci strâmb. Stai acolo, că stai... Ce, Alexandra, ai observat ceva nepotrivit? Da, dar nu acum, când au intrat fetele. E supărat că m-am dus după Maria, curat. Ah, du-te. Drame, nebunie. Deci, cum vedeți, aici poveștile se trăiesc la intensitate maximă. Probabil că deja știți. Vă las să vorbiți mai multe cu concurenții. Cât despre felul în care arătați, sunteți minunate și extraordinare. Vă mulțumesc mult că ați venit. Îmi iau la revedere de la cei de acasă. Ne revedem mâine de la ora 11. Pe voi vă las să vă distrați împreună. Lasă-mă, te rog, Codruț, lasă-mă! Du-te și consolează pe cine vrei și pe ce vrei. Dă-mi drumul! Ai venit în casă, nici măcar nu m-ai băgat în seamă. Dă-mi drumul, Codruț, se încetează! Dă-mi drumul! Te muști, dă-mi drumul! Acum îmi dai drumul! Stai, că n-am făcut nimic! Dă-mi drumul? Bă, n-am făcut nimic! Bine, dă-mi drumul! Ok, fii atent. Nu mă interesează. Păi stai! Nu, du-te și te joacă, du-te și fă ce vrei. Dă drumul. Nu. Uită-te pe actuală, să vezi ce s-a întâmplat, după aia vine. Ai venit în casă, nu m-ai băgat în seamă, te-ai distrat, ai făcut ce-ai vrut. Dă-mi drumul, te rog. Duci. Codruț, dă-mi drumul. Taci, că n-am făcut nimic. Bine, dă-mi drumul. Bine, gata. Dă-mi drumul. Nu, e turbată. Cum la ora asta e turbată, dar când o să vadă camera, o să vadă de fapt că n-am făcut nimic. Că n-am făcut, că am stat la 2 metri distanță, nu m-a răbăcut. Bine, dăm drumul! Te-ai calmat? Nu, dăm drumul! Dar ce faci? Dragoste, ce nebună ești! Alin, unde banii? Leila, dă-i și mie, te rog, o brichetă. Dă-i o brichetă. Păi, dar n-am făcut, mă, nimic! Alexandra! Husein, te-l când... Fii să mă lase în pace, Husein! Taci! Bine, lasă-mă, dă-mi drumul. Gata, hai, să mergeți. Amândoi. Vreau să mă lași în pace. Bă, ce-ai, du-te, frate, și stai cu fetele alea, lasă-mă. Nu. Gata, frate, stop, că nu. Bă, femeie, tu pe ce te-ai supărat? Nu mă interesează, ai intrat în casă, nici măcar nu m-ai pupat, te-a chemat dincolo, n-ai venit să mă pup, n-ai făcut absolut nimic, te-a interesat să te duci să te joci cu Radu afară. Nu vreau, da? Jos, gata, stai jos, gata, că nu te pup. Calmează-te. Ai venit în casă, nici măcar n-am existat. Mă uitam la tine, mă uitam ca o proastă la tine. Cum mă, n-ai existat? Ce ai? Băi, tu ai zăpăcit? Ai venit tu la mine când ai stat cu Radu în casă? Când ai venit în casă? Ai venit tu la mine? M-ai atins tu pe mine? Când? Când, mă? Bă, tu pe asta te-ai supărat acum? Du-te și consolează, du-te și caută. Dar ce pe cine am consolat, mă, femeie? Că n-am făcut nimic. Bine. Mai mult, am făcut mișto, în contră. Bine. Nu mai fi supărat. Hai, frate! Cine se ia de Amira, se ia de mine. Ia mai ușor, gata, da? Vorbește aia, nu mai vorbește? Ce, vrei să vorbești eu urât? Nu pot! Nu pot să mă cobor la asemenea discuții, nu mai pot! Intervine mereu când e vorba de mine și ești atentă la tot ce fac eu! Stai un pic, că nu pot! Iubita ta ia să leagă de virginitatea mea, nu pot! Să nu vorbim de lucrurile care s-au întâmplat în trecutul meu și în trecutul tău, dar pentru că crede-mă că lucrurile care s-au întâmplat în trecutul tău nu sunt atât de luminate. Vezi că striga iubitul tău prin București, că vezi, Doamne, că tu ești cea mai mare, nu mai zic cum te-am făcut. Voi nu vă asumați ceea ce faci.
faceți și nu vreți să vă vedeți greșelile voastre. Nu crezi că dacă pleci acasă aia o să se vadă în fiecare zi cu tine? Da. Ține minte de la mine, o să o vezi mai rar acasă decât o vezi acum. Hai liniștită! Eu dacă vorbesc cu Ronaldo, vorbesc din plăcere. Vai! Iar Amira i-a propus lui Radu să facă un cuplu. Vedem. Vedeam. Ia-te mâna pe codru și du-te. Stai tu cu minte că o să mă duc, dar nu o să mă duc când vrei tu, o să mă duc când vreau eu. Hai, cu din gură. Nu te cheamă Alexandra, nu pe mine, pe mine mă cheamă aia. Cine ai fost, știu pe unde ai umblat, știu ce ai făcut, poți, știu toată viața ta, de la cap la coată. Vorbesc cu tine și îți spun că lucrul ăsta nu trebuie să iasă nici din gura mea, nici din gura ta. Cine vrea să vorbească, să vorbească. Amira, tu știi unde ți-e locul, retrage-te. Îmi face bine să stau departe de el și el departe de mine. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.